Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Clash of Kings, oameni buni. În off camera am mai făcut niște trade-uri și am ajuns să cumpăr ceva destul de scump. Acum să vedem dacă reușim să găsim un loc bun în care să vinem chestia asta. Uh, am făcut până acum, pot să spun că un câștig de vreo 1000 de bănuți Mi-am achitat și trupele și e bine, acum cam am niște datorii De asta m-am cam eu pentru ceva așa mai uh, special Chip for bundle, să vedem unde o să-l putem să-l vindem De asemenea, am uh, observat că am suficient strength încât să pot pune această cască Așa că am să-mi pun cascăroveta asta Și să vedem dacă... Nu, n-am făcut level, înseamnă că ceilalți au făcut level. Și am să ofer, uite, că scoroveta tipului ăstuia. Acum nu știu de ce moralul oamenilor mei e extrem de scăzut. Probabil din cauza că nu am mai făcut o luptă de o bucată bună de, de timp. Motiv pentru care o să trebuiască să intrăm în luptă cât de curând pentru că nu vrem să ne pierdem toți oamenii. Pentru că dacă, cu moralul care îl avem în momentul de față, trupele sunt în stare să dezerteze. Ah, chiar pe ei îi că căutam. Bravo și Spearman E perfect 6,2 4,3 Ai, căcat Nu cred că îl prind Frate, ce mă enervează când Încep 20.000 de facțiuni să Declare război și să facă pace E enervant Îmi lăguiește jocul degeaba Așa Perfect Hai să-i cergem Bineînțeles, schimbăm tot pe Omulețul nostru aici a Ghindir Pike pentru că vrem să facă XP, bineînțeles. Și ciorjuim. Este important să facem din când în când și lupte de astea, pentru că dacă nu facem lupte de astea, uh, trupele or să dezerteze. Și nu vrem chestia asta, repet, nu vrem ca trupele să dezerteze. Oh, uite, -l, uite, -l, uite -l, mă și pe mine. Uite-l pe <laughs> După această luptă, dacă ridicăm suficient moralul trupelor noastre, o să continuăm cu uh, comerțul, pentru că aș vrea să vând uh, blănurile acelea pe care le-am cumpărat și să sperăm că le vând pentru un preț destul de mare, uh, aș vrea să-mi fac suficient bani cât să pot să-mi plătesc trupele fără să rămân cu datorii sau ceva de genul, nu-mi plac datoriile, pur și simplu nu-mi plac, ok? Sunt curios oare ce ai o să fac eu de la trupele astea Dar da parte destul de bine echipați YOLO Ia-o pe asta Hei, bă Hai mă veniți cu backup, what the fuck, mă bag cu doi aici Și mă descurc destul de bine totuși au, hai mă Hai că l-am luat Alrighty then Mor mă. Ia că iau și eu un pike de asta sau un spear ce n-ai bai pe aici pe jos ha! Așa, Nice! Am omorât și pe asta. Și avem un fugar acolo. 2. Fugar fugitiv. Arm villager. Ce ciudat arată asta. Cu pelerina aia de zici că e super OP. Știi, dar el are o furcă, omule. El are o furcă. Are o furcă mână. Uite-te și tu. Nu e bun de nimic. Trebuie să-l și pe ăla. Cred că l-a prins. Victory! Da, uite că n-a scăpat nimeni. Alright! Access to right and pole. Ia să vedem. Wow, throwing spears. 900. Hm? Dar, dar și face atâția bani. O să le luăm pe toate și scutul asta am să-l folosesc pentru mine. Mulțumesc frumos. Um, de asemenea, chestia asta aș vrea să o echipez acum. Wow, serios, e chestia asta mai scumpă decât... Alright. Atunci apăsăm asta Done. Alrighty then, 204, 224 de coinuri. Ok, acum uh, am luat chestia asta de aici, din Pentos. O să încercăm să vinem mai întâi în uh, Misa Fire. Uh, sunt curios dacă au un preț bun acolo blănurile astea. Haide. Așa. Marketplace, goods, ia să vedem 360, da, un preț mai bun Însă e, Parcă, parcă Nu prea Nu prea așa de faimos Nu prea așa de fabulos mm, Ce aș mai putea lua eu în schimb Ar fi niște well-made barrel of ale Și să merg în uh, Orașul acela Din stânga Sus Norvos, așa din sus, nu stânga. Hai să vedem. Nu trebuie să vine ceva aici, 360, 151, deci cam același prețuri și aici, nu, nu convine. Nu convine deloc. Uh, bravo. Bravos. M-aș risca să mă uit pe aici, să văd dacă mai e vreun oraș ceva, dar Mie să nu vină ziua plății și să rămân fără bani de plată la ăștia. Din nou. Mergem direct în Bravos. Bravos, de fapt. Așa. Hai, mă lasă mă o dată în pace. Așa. Ok, ia să vedem. 72, 375. E bine, da, asta este un preț mai acceptabil, mai rezonabil. De banii aceștia am să cumpăr două butoaie ca să putem să le vindem în partea cealaltă. De asemenea, unități de mâncare văd că mai avem, deci în momentul de față nu plângem după mâncare. Am luat 214 bănuți, super, super tare. Ok, um, hai să încercăm să le vindem mai departe. Mai departe de Norvos să mă refer. Uh, You stumble and hurt your hand. After a few hours, it start to turn blue. What? You decide to send for a wise woman, send to a master, uh, send for a septon, uh, a bar nuam, se face albastră mana. Uh, trimite la un maestru. Manage to save your hand, but you feel weak. Ok. Mă simt mai zlobit. Mi-a scăzut puncte de HP sau ceva? Da. Aș mai... Uh, mamă, above average ești nebun. Încă e moralul scăzut la idioți ăștia. Și cred că vreo 2-3 lupte mi-ar fi trebuit ca să... Hai să mergem mai departe de... Am așa o presimțire că undeva până zona asta, de fapt aici, aici undeva până zona asta trebuie să fie un uh, oraș sau ceva. Haide, dă să fie așa. Dă să fie... A, nu, acolo se termină harta. Fuck. Fuck! Serios? 616 datorii. Frate, dacă aș avea un castel, un ceva unde să-mi stochezi toate trupele astea, ce vrei? Walking alone in the forest. Uh... Mă rog, ce o fi fost chestia aia, nu știu. Hai, omule, lasă-mă în pace. Aha! Cohor! Chohor! Hai în A, ah, suntem aici deja, ok. Oh, no shit, nu. Unde e marketplace-ul? Asta e marketplace-ul. Asta, cred. Așa, bun. Avem și noi un preț mai bun pentru astea. Avem aici un profit de 300. Hmm, să vedem ce aș mai putea să mai iau eu în schimb. Pottery, interesant. Aș putea să iau porțelanurile astea și să văd dacă pot să le vând și pe partea cealaltă. Alright. Um, ah, cu ocazia asta aș putea să... Ia stai să vorbim uh, cu Pike. Să vedem. Um, equipment inventory. Așa, perfect. Mersi. Și o să vendem noi toate chestiile astea aici. Asta nu că e al meu. Așa. Întreb dacă e același preț peste tot. Da, e același preț peste tot. Ok. Niște bănuți în plus acolo, nu strică, ia uite, 299 Profit foarte bun. Asta e și scuturile, și scuturile Stai, 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 am uitat scuturile Ce mă nervează că niciodată nu pot să selectez asta. Ia și scuturile. Aute încă un profit de 100 de bănuți So shit, sună telefonul Era fix în microfon, ești nebun? Alright Hai să ducem chestiile astea la MisaFire 100 de bănuți, tare. Uh, subasediu, nu-mi place când e subasediu un oraș. Mai ales când vreau să fac comerț. Să vedem, 101, 128, nu prea, cine știe ce super preț aici. Uh, hai, hai, în Rios. 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 Habar am cum să citește numele asta. Hai să vedem aici dacă putem să vindem chestiile astea care le-am cumpărat astea două, haide, dăm un preț bun, te rog. Tot cam același preț, dar hai, fie. E, vindem aici și facem un profit de, cred că vreo 20, nu sunt sigur. Hai să mai luăm și niște uh, daiuri din acestea, să le vindem dincolo, la Bravos. Acum știu că a mai scăzut prețul, însă tot cred că se poate face un profit din daiurile acestea. Uh, dacă le vindem aici la Bravos. Am vândut destul de multe daiuri și în off -camera am mai vândut ceva daiuri. Cred că vor patru daiuri am mai vândut. Da, hai să vedem dacă tot, totuși se poate. Hai, hai Dumnezeu Așa. Ok. Good și da, bineînțeles. Wow, wow, un profit foarte frumos. Un profit foarte frumos, ce pot spune. Hai să mai luăm și un ail de ăsta. Sau uh, honey? Huh. A, ah, nu. Aia e pentru consum. Bun. 400. Am făcut un profit foarte bun. Foarte, 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 foarte bun. Ok de ok. Uh, din păcate va trebui să încheie acest episod aici pentru că din punctul acesta oamenii mei au un moral destul de scăzut. Și am să vreau ca episodul următor uh, să mă mai lupt cu niște bandiți de aici. Va trebui să pun o pauză la la acest, uh, uh, de fapt, știi ce, hai să livrăm asta în Pentos, o să treasca să fac o pauză la um, trade-ul nostru și să începem să ne mai batem cu niște inamici. aș vrea să um, sporesc moralul la maxim, ce vrei, serios, fucking hell, ok, în fine, Oameni buni, cam aici se încheie și acest episod. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Cât de retardată poate să fie în counterul ăsta. Eu am fost gaza voastră aici și vă urez vă tuturor să aveți o zi sau o seară faină în continuare. Bye!